Aceasta toate strecătoare se duc într-una, toate vor pieri. Și lucruri care fac inima să doară, colo-n cer sus vor fi doar amintiri. Dar până atunci voi lăuda pe Domnul, ruga mea spre El se va înălța. Până-n cea zi când în cer voi ajunge, în ziua când îl voi vedea. Dar până atunci voi lăuda pe Domnul, ruga mea spre El se va înălța. Până-n cea zi când în cer voi ajunge, în ziua îl voi vedea. În lumea aceasta toate strecătoare, durerile-s doar trepte tot mai sus. De-a lungul drumului ce mă conduce la-l meu Mântuitor iubit Iisus. Dar până atunci inima mea să cânte, până atunci cu drag voi aștepta. Până-n cea zi când în cer voi ajunge, în ziua când mă va chema. Dar până atunci inima mea să cânte, până atunci cu drag voi aștepta. Până-n cea zi când în cer voi ajunge, în ziua când mă va chema. Aceasta toate strecătoare, necazul meu de azi va fi cândva. Cununa vieții cea nepieritoare, ce Domnul ziua aceea mi-o va da. Dar până atunci cu Domnul voi rămâne, viața voi trăi-o înălțim. Până-n cea zi când în cer voi ajunge, în ziua când l-o-i
până atunci cu Domnul voi rămâne. Viața voi trăi-o înălțim până-n cea zi când în cer voi ajunge, în ziua când l-oi întâlni. Doamne, trecem într-adevăr prin multe încercări, dar ne promis că sunt doar pentru o vreme, că durerile sunt doar trepte. De aceea, Doamne, îndrăznim să-ți cerem mereu să fii de partea noastră. Avem speranță, Doamne, că vom ajunge cândva la capăt și te vom reîntâlni. De aceea, prin acest cuvânt sfânt pe care îl avem înaintea noastră și prin puterea Duhului Tău, te rugăm să întărești credința noastră, să plecăm de aici convinși că avem un Dumnezeu suveran și sfânt, drept și bun. Chiar dacă nu înțelegem toate sensurile încercării, nici nu vrem, Doamne, ne încredem în Tine. De aceea îți mulțumim că ne vei asculta, ne vei binecuvânta, pentru că te rugăm în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați. Înainte de a intra în studiul nostru, vreau să vă recit o poezie. Unii deja ați mai audiat-o, ori pe internet, ori cu alte ocazii. Este o poezie scrisă cu mulți ani în urmă, tocmai în anul 1577, de un englez creștin pe nume Francis Drake. A fost și om politic, a fost și navigator și a surprins într-o poezie de-a lui un aspect pe care nu cred că de bunăvoie noi l-am cere Domnului nostru. Poezia se intitulează Tulbură-ne, Doamne, și a fost tradusă în limba română de Nathan Mladin. Tulbură-ne, Doamne! Tulbură-ne, Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visurile, fiindcă am visat prea mărunt, când am ajuns în siguranță la destinație, fiindcă am vâslit prea aproape de țărm. Tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem, ne-am pierdut foamea de pâinea vieții. Când îndrăgostiți de viață, am încetat să mai visăm la veșnicie. Când în strădania de a zidi un pământ nou, am dat uitării cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate, în larg, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea Ta, unde fără țărmuri la orizont vom vedea stelele. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-l aduci și mai aproape de noi.
cu putere, îndrăzneală, speranță și dragoste. Îți cerem acestea în numele Capitanului nostru, Iisus Hristos. Amin. Ce spune această poezie este, Doamne, când sunt prea comod, când vreau prea puține, te rog să intervii. Tulbură-mă, Doamne, încearcă-mă, Doamne. Nu mă lăsa trândaf, limitat, mic. E greu să te rogi așa ceva. E foarte greu. Dar nu cumva avem nevoie din când în când să cerem aceste lucruri. Creștini comozi, instalați într-o viață comodă, fără probleme, au uitat să mai dorească cerul, să-L cunoască pe Hristos mai mult. Puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui. Și se mulțumesc cu așa de puțin, când Dumnezeu e gata să ne dea așa de mult. Și posibil ca aceste tulburări să vină pe calea suferinței, să pierzi ceva, să fii umilit, să fii trădat și nu știi de ce. Da, e posibil ca Dumnezeu să le îngăduie pe toate acestea să vină peste tine pentru ca să te scoată din comoditatea ta. Nu știm dacă acest gând e aplicabil tuturor. Dumnezeu alege căile Lui să ne vorbească, dar unii dintre noi trebuie să recunoaștem că așa este. Și Dumnezeu ne-a avertizat de atâtea ori să ieșim de bunăvoie din dolce faniente, starea aceea de moleșală. Vă amintiți ce îi spune Domnul Hristos unei biserici, unui înger al bisericii în Apocalipsa? Că dacă nu ești, de fapt îi spune, nu ești nici rece, nici înclocot, și căldicel, te voi vărsa din gura mea. Pentru că mediocritatea îl face pe Iisus să-i fie greață de tine. Poate că aici suntem mulți dintre noi și El este gata să ne dea mult mai mult. Și de aceea trebuie să vină niște valuri, să ne scoată de acolo, să ne mute. Iov a fost un om al lui Dumnezeu, un om fără prihană, curat la suflet, temător de Dumnezeu, se abătea de la rău. Era un om religios, aducea jertfe lui Dumnezeu pentru el și pentru copiii lui. Acesta era obiceiul lui. Și Dumnezeu a ales să-l încerce pe Iov, pentru că a vrut să se laude cu Iov. Și am văzut cum Dumnezeu a permis celui rău să se atingă de posesiunile lui Iov, chiar de copiii lui Iov, apoi să se atingă de trupul lui. Și Iov a avut o boală greu de dus, izolat de societate.
Nimeni nu înțelegea ce s-a întâmplat cu Iov și nici Iov însuși. De aceea, în acest context, primește vizita a trei prieteni. Numele lor erau Elifaz, Bildad și Țofar. Au aflat despre toate nenorocirile care au venit peste Iov. S-au dus să-l viziteze, să-i plângă de milă și să-l mângâie. Și când s-au apropiat de Iov, acesta stătea pe un morman de cenușă, afară din cetate, scărpinându-se cu un ciob. Și spune Scriptura în capitolul 2 că nu l-au mai cunoscut. Și-au ridicat glasul și-au plâns și-au sfâșiat mantalele și-au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și timp de 7 zile și 7 nopți n-au scos un cuvânt, au stat doar și s-au uitat la Iov. Nu puteau vorbi când îi vedeau durerea. Și după 7 zile și 7 nopți, primul care vorbește este Iov. I-a trecut perioada aceea de după șocul de a pierde atâtea, de a fi umilit. N-a scos un cuvânt până atunci, știți de ce? Ca nu cumva să spună ceva greșit împotriva lui Dumnezeu. Pentru că atunci când treci prin astfel de încercări și dai frâu primelor instincte, primelor sentimente, s-ar putea să greșești și va fi greu să retractezi. Iov a avut un singur obiectiv tot timpul, să nu cumva să-l dezonoreze pe Dumnezeu, să nu cumva să vorbească ceva necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Și a reușit până atunci. Când a început să vorbească Iov, și aceasta vedem în capitolul 3, cuvintele lui Iov sunt aproape de nerecunoscut. Și prietenul lui Iov s-a uimit. El, Iov, care l-avea pe Dumnezeu ca ancora vieții, să folosească astfel de cuvinte? Și vreau să vă citesc câte ceva din ce a vorbit Iov deodată. Blestemată să fie ziua în care m-am născut și noaptea care a zis, s-a zămislit un copil de parte bărbătească, prefacă-se în întuneric ziua aceea, să nu se îngrijească Dumnezeu de ea din cer și să nu mai strălucească lumina peste ea, să o cuprindă întunericul și umbra morții, nor groș să vină peste ea și neguri de peste zi să o înspăimânte. Noaptea aceea să o acopere întunericul, să piară din an, să nu mai fie numărată între luni. Da, stearpă să fie noaptea aceea, ducă-se veselia din ea. Blestemată să fie de cei ce blestemă zilele, de cei ce știu să întărâte Leviatanul, să se întunece stelele din amurgul ei, în zadar să aștepte lumina și să nu mai vadă genele zorilor zilei. Căci n-a închis pântecele care m-a zămislit, nici n-a ascuns suferința dinainte ochilor mei. De ce n-am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească? Și continuă, și continuă. Și apoi, pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă?
și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine. Măcar că o doresc mai mult decât o comoară. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea în parte. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Acesta a fost eu, robul Domnului. Cum se explică această atitudine a lui Iov? N-am să stăruiesc acum asupra acestui aspect. Am să mă reîntorc probabil spre finalul acestui studiu pentru ca să vedeți o evoluție a gândirii și a manifestării lui Iov. Dar suficient aici este să spun că Dumnezeu ne permite, îngăduie, să punem întrebări grele în astfel de moment. Dumnezeu nu se simte amenințat de întrebările noastre. Iov, deși a vorbit atât de dezamăgit, de afectat, a avut grijă, chiar și atunci, să nu-L ispitească pe Dumnezeu, să nu vorbească nimic necuvincios la adresa lui Dumnezeu. Cerea dreptate, cerea să înțeleagă, dar a avut grijă mereu ca numele lui Dumnezeu să nu fie dezonorat. Îmi amintesc că după cea mai grea încercare din viața mea, când mi-am pierdut soția într-un accident de mașină, pentru câteva zile am fost extrem de tăcut și eu, cu foarte multe întrebări. Și unul dintre prietenii mei, lucrători din zona aceea a lumii, m-a văzut și a dat seama prin ce fel de stări trec. S-a apropiat de mine și mi-a dat un cuvânt din Scriptură. Și cuvântul a fost din Ieremia, capitolul 12, versetul 1. Și aici prorocul lui Dumnezeu spune: Tu ești prea drept, Doamne, ca să mă cert cu Tine. Cuvintele acestea mi-au pătruns și în minte și în inimă și m-au ajutat foarte mult în acel moment. Trebuie să mă țin tare de dreptatea lui Dumnezeu. N-am voie să mă cert. N-am voie să depășesc anumite limite, nici în vorbire, nici în atitudine, nici măcar în simțăminte. Pentru că Dumnezeu e drept, totdeauna este drept. Partea a doua a versetului spune: Vreau totuși să te întreb asupra orânduirilor tale, pentru ce propășește calea celor răi și toți mișeii trăiesc în pace? Și textul continuă. Adică prorocul spune: Doamne, am o singură dorință, un singur obiectiv, să nu cumva să te provoc, să mă cer cu Tine. Am întrebări, dar nu vreau să mă cert. Cum poți să rămâi în această stare? Este numai atunci când te încrezi în Dumnezeul tău. Adică va trebui să pui strajă gurii tale mai des când treci prin suferință.
ca nu cumva să-L întărâți pe Domnul la mânie. Când îl ispitești pe Dumnezeu? Când poți, adică să-L ispitești pe Dumnezeul cerului, poate fi El ispitit? Sigur, într-un anume sens nici de cum, pentru că Dumnezeu e imoabil, adică neschimbabil, El nu e afectat de noi și de problemele noastre și de întrebările noastre. Dar, așa cum înțelegem din Sfânta Scriptură, când deseori se pomenește despre ispitirea lui Dumnezeu, asta a făcut-o poporul Israel, asta au făcut-o și indivizii, înțelegem că ispitirea lui Dumnezeu este când pui la îndoială caracterul lui Dumnezeu, când pui la îndoială planul lui Dumnezeu, când te folosești, de pildă, de anumite promisiuni ale lui Dumnezeu, pe care le-a dat El cândva, le aduci în actualitate, le contextualizezi, le schimbi pentru tine și îi ceri lui Dumnezeu să facă ceea ce a promis. Ca și cum, Doamne, dacă nu faci acest lucru, înseamnă că nu-ți ții cuvântul. Dar Dumnezeu a făcut acele promisiuni într-un anumit context, într-o anumită vreme, pentru un anumit obiectiv. Când omul profită și caută să se folosească de acest cuvânt promis al lui Dumnezeu pentru el atunci, ca să-și rezolve o problemă, înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu. Să pui la îndoială că El mai poate face, că El își schimbă gândurile ca noi oamenii. Aceasta Dumnezeu nu va îngădui. Și de aceea și Ieremia și Apostolul Pavel mai târziu în 1 Corinteni 10 ne atrage atenția. Crede că Dumnezeul tău este drept. El nu se schimbă. Nu-L ispiti pe acest Dumnezeu cu întrebările tale, cu atitudinea ta. Trebuie să faci acel pas înapoi. Nu vei înțelege totul. Isaia, capitolul 45, versetul 9. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul zice el celui ce-l fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta zice ea despre tine, el n-are mâini? Da. Vai de cine se ceartă cu Creatorul său. Atitudinea lui Iov surprinde. De ce are aceste cuvinte grele? Sunt o răbufnire, o refulare. A ținut în el destul. Se vede nesemnificativ. Ce caută el pe acest pământ? Se gândește că n-ar fi meritat să trăiască, să ajungă aici, în starea respectivă. Dar, cu precauție, el pune problema, își dă drumul la sentimente, însă fără să se atingă de caracterul lui Dumnezeu. Și de aceea mai târziu Dumnezeu îi acceptă întrebările, îi acceptă o anumită stare. Eu cred, frați și surori, că atunci când cineva trece printr-o grea încercare, Dumnezeu este mai tolerant față de atitudine, de sentimente, de întrebări. Nu totdeauna, dar Dumnezeul nostru empatizează, adică caută să ne înțeleagă, să ne înțeleagă și nu ne va judeca la fel ca atunci când ne merge bine, suntem într-o stare normală. Da, Dumnezeul nostru este sensibil, nu-L lovește pe Iov, nu-I dă răspunsuri imediate, să taie dintr-o dată, îl lasă pe Iov să se descarce, să întrebe.
Dumnezeu nu judecă atunci când tu pui întrebări. Sigur, în anumite limite, fără să-L provoci, fără să te cerți cu El, să ții distanța între tine și Creatorul tău. Și după ce Iov izbucnește, prietenii lui abia au așteptat. Trei prieteni dintr-o dată încep să vorbească, unul după altul. Începe Elifaz, probabil că era mai în vârstă decât ceilalți, așa era obiceiul atunci să vorbească întâi cel mai bătrân. Și apoi vine Bildad și apoi Țofar și spre final apare și Elihu, care era mai tânăr dintre toți. Dar cei trei primii au mai multe cuvântări și intră în dialog cu Iov. Și tema lor și tema noastră de astăzi este aceeași. De ce suferă cei drepți? Și vom vedea care sunt răspunsurile oamenilor la această întrebare. Care e perspectiva noastră a omului asupra suferinței? Cum și ce fel de teologie ne construim noi când vedem suferința? Ce răspuns dăm celor care suferă? M-am întrebat cum ar fi ca cineva să vină la tine, să te anunțe că treci printr-un necaz, printr-o pierdere, printr-o boală, pentru că ai păcătuit. Cam cum ai reacționa? Da? În mijlocul suferinței să vină chiar un prieten, să-ți spună, știi ceva? Ești pedepsit de Dumnezeu. Hai, acceptă, primește, nu te mai plângi atâta, primești ce meriți. Oare cum ai primi o astfel de veste, de atitudine? Ce ai gândit tu despre Dumnezeu atunci? Poate cei mai mulți am respinge ideea, nu pentru că nu suntem păcătoși, dar vei găsi foarte greu un argument serios, un păcat atât de mare, că Dumnezeu să te pedepsească atât de crunt pentru El. Cei mai mulți am zice că nu e adevărat, nu așa îl cunoaștem noi pe Dumnezeu. Poate că unii ne-am cercetat și am zice, da, așa este. Dar primul gând al multora dintre noi, nu e așa? Când vedem că cineva suferă, este să zicem, l-a pedepsit Dumnezeu. Unii chiar se bucură pentru asta. Sigur a păcătuit ceva, noi n-am știut nimic, dar Dumnezeu a văzut. Nu e așa că aceasta e cea mai populară atitudine, interpretare pe care o avem față de cei care trec prin suferință? Cei trei prieteni al lui Iov nu se dezmint. Sunt ca noi. Pe aceeași linie îl judecă pe Iov. Și vor să-i demonstreze lui Iov că așa numita doctrină a răsplătirii funcționează. Toată această teorie după faptă și răsplată este explicată, amplificată, exemplificată de cei trei prieteni al lui Iov. Și Iov stă în fața lor și îi aude, îi ascultă cum unul după altul vor să-l convingă după faptă și răsplată. Ai păcătuit, Iov, de aceea Dumnezeu te-a lovit. Ai făcut ceva groaznic, Iov. Și Iov în toate cuvântările lui se apără. Și nu cedează nici o clipă.
Argumentul lui este acesta. N-am făcut nimic grav. N-am făcut nimic împotriva lui Dumnezeu, un păcat așa de mare sau păcate care să-l fi determinat pe Dumnezeu să mă lovească atât de crunt, să-mi ia toate posesiunile, să-mi ia copiii, să mă lovească cu boală. Prietenii lui Iov ne reprezintă pe noi, pe mulți dintre noi. Și am să iau pe rând. Să vezi și tu unde ești. Să văd eu unde sunt. Primul este Elifaz. Fiecărui prieten i-am dat un alt nume. I-am asociat un nume care să-i sintetizeze, să-i adune gândirea. L-am numit moralistul Elifaz. Elifaz merge pe linia clasică, păcătosul suferă necazuri, va muri prematur pentru că face păcat. Dumnezeu este drept, El pedepsește cu dreptate, dar dacă cel păcătos e gata să-și ceară iertare, să recunoască că a greșit, să se pocăiască, adică Dumnezeu este la rândul lui gata să-l ierte. Și ca să-și demonstreze principiul, Elifaz întâi îl consolează pe Iov. Are un stil, să știți, mai puțin agresiv decât ceilalți, poate și pentru că era mai în vârstă. De exemplu, Elifaz îl laudă pe Iov pentru ceea ce făcea bun față de semenii lui. Da. În capitolul 5, el vorbește despre aceasta, dar nu atât încât să îl oprească pe Elifaz să ajungă la miezul problemei. Și din capitolul 5, să zicem de la versetul 7 în continuare, se adună gândirea lui Elifaz. Vă citesc câteva versete, Iov 5, de la 7. Omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu aș spune necazul meu, El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr, El varsă ploaia pe pământ și trimite apă pe câmpii, El înalță pe cei smeriți și izbăvește pe cei necăjiți. Îi sugerează, adică lui Iov, crezi în Dumnezeu? Da, uite, acest Dumnezeu, dacă tu te duci înaintea Lui și îți recunoști păcatul, El este gata să te înalțe înapoi, să te izbăvească, să-ți dea eliberarea. Toată tragedia ta, Iov, este consecința pedepsei lui Dumnezeu. Elifaz chiar apelează la o viziune. De exemplu, în capitolul 15, puțin mai târziu, versetul 15 și 16, Elifaz spune, dacă n-are încredere Dumnezeu nici în sfinții săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin ființa urăcioasă și stricată, omul care bea nelegiuirea ca apa. Sau în capitolul 22, versetul 2, poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? De aceea Iov îi sugerează Elifaz, tu ești dintre aceștia, dar nu vei fi diferit decât ceilalți oameni.
Înțelegi, Iov, toți sunt păcătoși. Recunoaște că și tu ești unul dintre ei. Ar fi bine, Iov, să alergi la Dumnezeu. Da, Dumnezeu este gata să te ierte, dar te-a disciplinat pentru că ai meritat. Disciplina prin suferință este un instrument al lui Dumnezeu ca în final să te ducă la răsplătire. Dumnezeu a făcut rana și El o va vindeca. Iov, ai nevoie de un singur lucru. Să te pocăiești, să-ți mărturisești păcatul. Noi nu știm care este el, dar îl ții ascuns. Fă acest act de smerenie și de ascultare și Dumnezeu îți va răspunde înapoi, îți va da pacea și binecuvântările materiale. Hai, Iov, mustrarea lui Dumnezeu nu este atât de negativă precum pare. Uită-te la partea pozitivă, Dumnezeu te-a pedepsit ca să te recupereze, ca să-ți remedieze sufletul, să-ți-l echilibreze, e un fel de terapeutică. Și când îl auzi pe Elifaz argumentând, îți vine să-i dai dreptate, nu-i așa? În parte, să știți, că toți prietenii lui Iov au avut dreptate în anumite lucruri, nu tot ce au spus a fost greșit. La fel și Elifaz. De exemplu, faptul că Elifaz afirmă că Dumnezeu este drept și înțelept, că omul e slab și păcătos, că e nevoie uneori de disciplină, sunt observații corecte. Dar unde a greșit Elifaz? Fără să-și dea seama, Elifaz s-a situat de partea Satanei. Adică suspecta că Iov îl slujește pe Dumnezeu în mod interesat. Dumnezeu, da, îl binecuvintează pe Iov pentru că el este neprihănit. Da, asta este în lumea lui Dumnezeu, Iov. Dumnezeu nu te mai binecuvintează pentru că ai păcătuit. Elifaz nu avea nici el perspectiva pe care noi o avem astăzi, citind Iov, capitolul 1 și 2, când știm că Dumnezeu l-a ales pe Iov nu pentru că a păcătuit, ci doar pentru ca să se laude cu neprihănirea, cu credincioșia și statornicia lui Iov. Vedeți, nu doctrina lui Elifaz era greșită, ci incapacitatea lui de a-l consilia pe Iov. Altfel spus, doctrina răsplătirii este funcțională doar parțial. După faptă și răsplată, nu totdeauna. Elifaz, ai grijă, există o limită la teoria ta. Iov îi răspunde lui Elifaz ceva mai temperat decât în capitolul 4. Își descrie mereu suferința, își reafirmă neprihănirea. Am observat la Iov un fel de etapizare a discursului. Vreau să vă arăt acest lucru în capitolul 6 din Iov. Iov răspunde totdeauna foarte înțelept și la obiect. Nu se pierde. Se focalizează pe problemă și zice de genul Elifaz mă acuz că eu am păcătuit, de aceea Dumnezeu mă pedepsește? Asta e teoria ta? Vreau să-ți răspund. Uitați-vă în capitolul 6 și am să vă citesc nu toate versetele, dar câteva dintre ele. Iov a luat cuvântul și a zis, oh, de-ar fi cu putință să mi se cântărească durerea și să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă, ar fi mai grele decât nisipul mării. De aceea merg cuvintele până la nebunie,
căci săgețile celui atotputernic m-au străpuns. Sufletul meu le suge o travă și groaza Domnului bagă fiori în mine. La cuvinte care exprimă durerea lui Iov. Întâi își exprimă durerea, apoi de la versetul 8, o, de mi s-ar asculta dorința și de mi-ar împlini Dumnezeu nădejdea, de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna și să mă prăpădească, îmi va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Sesizați că Iov, după ce își exprimă durerea, vrea să plece din lumea aceasta. Vrea să se încheie totul. Și apoi, de la versetul 11 la 13, la ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mai aștept când sfârșitul se știe? Tăria mea oare este o tărie de piatră? Trupul meu e de aramă? Nu sunt eu lipsit de ajutor și n-a fugit mântuirea de mine? Arată un fel de disperare. Și apoi, de la versetul 14, își arată dezamăgirea față de prietenii lui. Uitați, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel autotputernic. Frații mei s-au arătat înșelători, ca un pârâu, ca albia părailor care trec. Și așa mai departe, și așa mai departe, el scrie împotriva prietenilor. Și în capitolul 6, versetul 24, e întrebarea cheie. Învățați-mă și voi tăcea. Faceți-mă să înțeleg în ce am păcătuit. Asta era problema lui Iov. Voi mă acuzați că am păcătuit. Eu știu că n-am păcătuit. Nu pentru aceasta mă încearcă Dumnezeu. Învățați-mă. Faceți-mă să înțeleg. Dați-mi un exemplu. Și oricât veți citi în aceste capitole de mijloc ale cărții, nu veți găsi niciun argument din partea prietenilor în ce a păcătuit Iov. De aceea nu ne miră plângerea lui Iov. El vrea să fie ascultat, el nu e pregătit să se pocăiască pentru că n-a negat niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Prietenii au eșuat în a-i dovedi loialitate ca prieteni. Dar Iov nu are de-a face doar cu prietenii lui. Problema lui principală e Dumnezeu. Problema în sensul că vrea să vorbească direct cu Dumnezeu. Vrea ca Dumnezeu să înțeleagă problema, nu oamenii. Iov mereu spune că viața este scurtă, că nu merită trăită, dar în capitolul 7, de la versetul 17, Iov spune, ce este omul ca să-ți pese atât de mult de el, ca să iei seamă la el? Să-l cercetezi în toate diminețile și să-l încerci în toate clipele. Când vei înceta odată să mă privești? Când îmi vei da răgaz să mă înghiți scuipatul? Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce m-ai pus țintă săgeților tale? De am ajuns o povară chiar pentru mine, însumi. Iov îl numește pe Dumnezeu păzitorul oamenilor. Da, dă o notă de încredere tuturor că Dumnezeu vede, e acolo și va face dreptate. În sumar, atitudinea aceasta lui Iov la acuza lui Elifaz este mult mai blândă, cum ziceam, decât prima.
El își apără dreptul de a se plânge, își denunță prietenii de a nu-i fi fost loiali în totalitate pentru că îl acuzau pe nedrept. Și chiar se răstește la Dumnezeu pentru că a fost prea dur cu el. Dar ce sesizez încă de pe acum la răspunsul lui Iov, că face primii pași de a ieși din starea de depresie, de încărcătură, de apăsare în care era. Este frustrat și arată uneori mânia firească, dar chiar în timpul acesta Iov întrevede semne ale speranței. Pentru că, uitați-vă în capitolul 6, versetul 9, el spune: de ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întindă-și mâna și să mă prăpădească, dar Dumnezeu nu o face. Eu vreau să spună, Dumnezeu ar putea, nu o face. De ce nu o face? Vreau răspuns. Capitolul 7, versetul 7. Adu-ți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar o suflare. Iov recunoaște că Dumnezeu are tot dreptul asupra vieții lui. Capitolul 7, versetul 20, acea expresie: dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Tu ești suveran, nu prea am ce să-ți fac. Și apoi în capitolul 21, pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea, căci voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu poate să ierte. Deci îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu milos, ca un Dumnezeu suveran, ca un Dumnezeu iertător. Chiar în mijlocul suferinței, perspectiva, credința lui asupra lui Dumnezeu nu s-a schimbat. Acesta a fost Elifaz și acesta a fost răspunsul lui Iov. Elifaz, un moralist, da, foarte arogant uneori, a prezentat o teorie incompletă despre suferință. Acea teorie a răsplătirii, după faptă și răsplată. Și argumentul lui Elifaz a fost pe baza unor observații personale, pe baza experienței de viață. Și logica lui funcționa simplu: Dumnezeu răsplătește pe cei ce îl ascultă, Dumnezeu îi pedepsește pe cei ce păcătuiesc, Iov suferă, în consecință înseamnă că a făcut ceva rău. Mai simplu nu se poate. E o logică. Într-un anume sens, să știți, Elifaz reprezintă logicianul. Cel care argumentează, ia exemple din viață și spune, n-are cum să fie altfel. Iov a făcut ceva rău, Dumnezeu îl pedepsește. Cereți iertare, Dumnezeu te va ierta și te va binecuvânta din nou. Într-un fel e cea mai simplistă teorie, cea mai populară. Dar oare este aplicabilă totdeauna? Nici de cum. Nici de cum. Nu spun că ea nu este aplicabilă în anumite situații. Dar în cazul Iov, cel puțin, nu s-a potrivit. Și în cazul Domnului Iisus Hristos, vă amintiți, nu s-a potrivit. Pentru că Domnul nostru n-a făcut niciun păcat, atunci de ce Dumnezeu a îngăduit să vină suferința peste El? Trebuie să fie alte motive. Iosif, în vechime, n-a făcut niciun păcat. De ce Dumnezeu a îngăduit să treacă prin atâtea încercări? Trebuie să fie alt motiv. Deci, teoria aceasta e insuficientă, e incompletă. Nu o aplica totdeauna. Asta e lecția. Nu te răsti, nu te pripi să te duci la cineva și să-i spui pentru că ai păcătuit, te-a lovit Dumnezeu.
În primul rând că tu nu ești Dumnezeu să spui așa ceva. Și nu totdeauna, poate rar, din câte citesc eu Scriptura, rar Dumnezeu aplică acest principiu după faptă și răsplată. Ia gândiți-vă, de câte ori ar trebui să vă pedepsească Dumnezeu în fiecare zi? De multe ori, pentru că ați păcătuit și cu gândul și cu fapta. Și totuși Dumnezeu nu o face. Deci, El nu aplică teoria răsplătirii decât foarte rar. O poate face. Dar această perspectivă e limitată. Trecem la Bildad. Bildad ia și el cuvântul. În capitolul 8 începe cuvântarea lui Bildad, tradiționalistul, așa l-am numit eu. Bildad, tradiționalistul. De ce? Pentru că acest Bildad apelează foarte mult la tradiție, la ce a funcționat până atunci, la principiile general valabile din lume. Teza acestui prieten al lui Iov se fundamentează pe adevărul că Dumnezeu e drept și în consecință tot ce face Dumnezeu este drept. Felul în care a lucrat Dumnezeu din totdeauna a fost același. Asta e perspectivă tradițională. Uită-te la vremurile trecute, spune Bildad. Neprihănitul este binecuvântat, păcătosul este pedepsit. Așa a funcționat din totdeauna. În final, dreptatea lui Dumnezeu va birui și vom recunoaște că întotdeauna Dumnezeu a aplicat acest principiu. În capitolul 8, versetul 2, de fapt, da, și 2, și 3, și 4 vom citi, ca să vedeți cum pune problema acest nou prieten. Până când vrei să vorbești astfel? Și până când vor fi cuvintele gurii tale ca un vânt puternic? Oare va răsturna Dumnezeu dreptul? Sau va răsturna acela tot puternic dreptatea? Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Foarte dur. Mie mi se pare că este ne la loc, cel puțin. Să-i spui lui Iov, băieții tăi au murit pentru că au fost păcătoși. Dacă spui altfel, zice Bildad, îl faci pe Dumnezeu nedrept, îl acuzi pe Dumnezeu de nedreptate, orice pedeapsă e rezultatul păcatului. Și tu, Iov, trebuie să accepți lucrul acesta. Gândirea acestui prieten, Bildad, e simplistă și funcționează în termenii meritului și răsplătirii. Pentru că se calcă legea lui Dumnezeu, omul suferă. Dar Bildad, de fapt, extinde gândirea lui Elifaz când vorbește tot despre răsplătire, însă aduce ceva nou. Bildad nu spune că Elifaz, asta e experiența mea, Iov. Înțelegi? Toți trecem pe aici, acceptă și tu. Elifaz zice, vreau să-ți aduc argument nou. Tradiția. Uitați în capitolul 8, versetul 8, 9 și 10. Spune Bildad, întreabă pe cei din neamurile trecute și ia aminte la pățania părinților lor, căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Ei te vor învăța.
îți vor vorbi și vor scoate din inima lor aceste cuvinte. Versetul 13, care cuvinte? Printre altele, așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri. Da, și așa mai departe. Versetul 20, nu, Dumnezeu nu leapădă pe omul fără prihană și nu ocrotește pe cei răi. Înțelege, Iov? Indirect îl acuză pe Iov că a păcătuit. Aceeași problemă. Atât Bildad cât și Elifaz îl suspectează pe Iov că exagerează când pretinde că el n-a făcut niciun păcat. Deși pretinde că e nevinovat, Iov trebuie să fie vinovat de ceva. Hai să găsim ceva la tine, Iov. Fii deschis, fii transparent. Nu se poate. Dumnezeu ți-a dat ce ai meritat. Toată tradiția e în favoarea acestui principiu. Hai, Iov, recunoaște. Nu există excepții. Asta era filozofia lui Bildad. Nu există excepții, asta e viața, Iov. Și Iov, când aude practic aceeași teorie ca la primul prieten, la Elifaz, îi dă răspuns lui Bildad pe măsură. Iov știe că nimeni nu poate să pună la îndoială ce face Dumnezeu. Da, Dumnezeu este atotputernic. El este peste toate. Uitați-vă în capitolul 9, versetul 2. Știu bine că este așa. Și cum ar putea omul să-și scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu? Dacă ar voi să se certe cu el, din 1000 de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur, al lui. Este înțelepciunea și atotputernicia, cine i s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit. Iov recunoaște și totuși Iov insistă, n-am făcut niciun păcat. Dumnezeu a îngăduit să vină peste mine o încercare. Fără nici un motiv. Versetul 21 din capitolul 9. Nevinovat sunt, spune Iov. Dar nu țin la viață, îmi disprețuiesc viața. Vedeți, Bildad reprezintă acea presiune a tradiției. Deloc sensibil. El apelează la moștenirea trecutului, la ce a funcționat înainte. Nici nu face efortul să încerce o altă variantă, să caute alt răspuns. Poate că în cazul lui Iov există o excepție. Logica lui este aproape mai simplă decât a lui Elifaz. Și Bildad gândea așa, Dumnezeu întotdeauna a lucrat la fel. Iov l-a uitat pe Dumnezeu, a trăit neevlavios, în consecință Iov trebuie să se pocăiască, să-și pună viața în rânduială. Asta este gândirea tradiționalistului, încremenit în tradiție, în idei vechi. Nu permite să fie variații, să fie poate altceva. Da, îi întâlnim foarte des pe aceștia printre noi. Pun presiune asupra noastră. Legaliști, tradiționaliști. Greu să dialoghez cu ei pentru că ei nu se schimbă. Nici nu vor face probabil niciodată. Da. Uitați-vă în capitolul 8, versetul 13, Bildad. Așa se întâmplă tuturor celor ce uită pe Dumnezeu și nădejdea celui nelegiuit va pieri, încrederea lui este zdrobită și sprijinul lui este o pânză de păianjen. Dialoghează cu un astfel de om. Eu își dă seama că n-are cu cine.
Și totuși vine cu o soluție, dacă o numim așa. Uitați-vă la Iov, capitolul 9, versetul 33. Pomenește foarte interesant prima dată despre nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. Interesant. Soluția pe care o vede deja, o întrevede Iov, când își dă seama cum se raportează prietenii lui, este am nevoie de un mijlocitor, am nevoie de un mediator. Și la un moment dat îl cheamă pe Dumnezeu și spune, Doamne, vezi, nu mai pot nici cu prietenii mei. Hai, intervino tu, scapă-mă. Astea sunt teorii umane, nu mă ajută cu nimic. Și Dumnezeu nu intervine. Deși Iov apelează la soluția medierii. Ca să nu mai lungesc, apare și al treilea prieten al lui Iov, poate cel mai tânăr, pe nume Țofar, capitolul 11. L-am numit pe acesta Țofar dogmaticianul sau religiosul. Era mai tânăr decât cei dinaintea lui, dar și mai arogant. Acuzele lui Țofar împotriva lui Iov curg una după alta. În principiu, Țofar merge pe aceeași linie. Uitați-vă, versetul 4 din capitolul 11. Tu zici, vorbindu-l Iov, felul meu de a vedea este drept și sunt curat în ochii tăi. Ah, dar vrea Dumnezeu să vorbească, deși ar deschide buzele să-ți răspundă și de ți-ar descoperi tainele înțelepciunii lui, ale înțelepciunii lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Și continuă, versetul 17, tu îndreaptă-ți inima spre Dumnezeu, întinde-ți mâinile spre El, depărtează-te de fără de lege și nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău. Versetul ultim, 20, din capitolul 11, dar ochii celor răi se vor topi, ei n-au loc de scăpare, moartea, iată nădejdea lor. Să te duci la un om care e în plină suferință și să începi să-l acuzi. E atât de neînțelept. Același stil, aceeași teorie, doar din perspectiva dogmaticului acum. Și Țofar face pe teologul, pe religiosul, aduce argumente din zona metafizică, din zona supranaturalului și cere pocăință. Doar atât, spune Țofar, trebuie să te umilești, recunoașteți limitele, Iov, ascunzi ceva, hai, fii și tu, ca ceilalți învață pocăința. Și Dumnezeu va avea grijă să te reabiliteze. Iov îi răspunde lui Țofar cu o cuvântare foarte lungă și vine și el pe linie teologică, ar fi foarte interesant să analizăm cum gândea Iov teologic, pentru că intră prin creație, apoi vine la relație, relația dintre om și Dumnezeu și în final vorbește cu Dumnezeu. Nu-i mai spune nimic lui Țofar, că n-avea cu cine. Dumnezeu, Iov, când vorbește de la un moment dat, îl abandonează pe om și începe din nou relația de dialog cu Dumnezeu. De exemplu, capitolul 13. Versetul 3, versetul 2 îi pune deoparte pe prieten. Ce știți voi
știu și eu. Nu sunt mai prejos decât voi. Cu alte cuvinte, ce ați spus prietenilor, eu știam, versetul 3, dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic. Vreau să-mi apăr pricina înaintea lui, căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doctori de nimic. O, de ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat. Acum ascultați, vă rog, apărarea mea și eu vă încep. Și ajungem tot în acel capitol 13, versetul 20, dialogând cu Dumnezeu. Acum spune, două lucruri făm și nu mă voi ascunde de fața ta. Trageți mâna de pe mine și nu mă mai tulbura cu groaza ta. Apoi cheamă-mă și îți voi răspunde. Doamne, cu tine am ce am. Prietenii nu mă ajută cu nimic. A venit moralistul acela de Lifaz, a venit și tradiționalistul de Bildad, a apărut și dogmaticianul ăsta de Țofar. Nu m-au convins, Doamne. Știam toate aceste lucruri. Cazul meu e diferit. Doamne, vreau să vorbesc direct cu tine. Ia-mi durerea. Trageți mâna de pe mine. Și cheamă-mă la dialog. Asta e dorința lui Iov. Și aceste dialoguri continuă destul de mult, veți vedea, până târziu, dacă ajungem la capitolul 32. Deci până în capitolul 31, tot schimburi de idei între acești moraliști, tradiționaliști, dogmaticieni, religioși și neprihănitul Iov. În capitolul 32 apare al patrulea. Cel mai tânăr dintre ei, pe nume Elihu. Elihu apare separat, puțin mai optimist. El chiar și remarcă faptul că se aștepta ca cei mai în vârstă să dea răspunsurile potrivite. Dar își argumentează poziția și statutul în capitolul 32, versetul 8 și 9, unde spune el, de fapt în om duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea, nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci. Și începe să vorbească și Elifaz, și Elihu. Elihu, cum spuneam, este mai temperat decât ceilalți. Un tânăr, da, care vine să-ți dea sfaturi. Cam așa vă imaginați, îți mai amintești când erai de vreo 18 ani, așa, că sfătuiai pe toți. Tinerii ar fi în stare atunci să preia bisericile, să le conducă ei, sunt nerăbdători cu adulții, cred că știu totul. Deși n-au experiență de viață, totuși Elihu, un tânăr sensibil la problemele altora, recunosc, și-a permis să vorbească și el lui Iov. Iov l-a ascultat, dar nici un răspuns nu îi dă lui Elihu. Elihu s-a aprins de mânie când a început să vorbească, s-a aprins de mânie împotriva celor trei prieteni dinaintea lui și indignarea lui a stat tocmai la teoria celor trei. Cum adică, vrea să spună Elihu, primești ceea ce meriți? Cu alte cuvinte, cei trei au greșit teologic și pastoral. Sunt fără compasiune, fără înțelegere. Eu, uită-te atent la mine. Vreau să-ți spun perspectiva mea. Pe cine reprezintă Elihu? M-am tot gândit, unde să-l încadrez? Pentru că el aduce o dimensiune nouă. Ce caută în Iov un tânăr? Are ceva, să știți, diferit de ceilalți prieteni. Pentru că el vine pe o linie mistică, pe o linie a lucrărilor supranaturale, adică Dumnezeu, vrea să sugereze Elihu,
este gata să vorbească cu tine, Iov, dar într-un fel diferit, nu pe linia normalității. Uite, de exemplu, Dumnezeu vorbește prin visuri, prin vedenii, prin îngeri și prin durere, Iov. E durerea, cu alte cuvinte, spune Elihu, este o modalitate prin care Dumnezeu comunică cu tine. E o altă perspectivă. Elihu nu spune, pentru că ai păcătuit, de aceea Dumnezeu te-a încercat. Elihu zice, s-ar putea, Iov, ca Dumnezeu să-ți transmită un mesaj prin suferință. N-ai păcătuit. Bine, asta este poziția ta, Iov. Asta e pretenția ta. Dar te-ai gândit că Dumnezeu a vrut să ți se descopere prin suferință. Ca să-L vezi mai bine pe Dumnezeu, cine este și cum lucrează El. Prietenii tăi, sugerează Elihu, au vorbit din experiență, din tradiție, din rațiune. Eu vreau să-ți vorbesc ca urmare a unei descoperiri. Și eu, chiar dacă sunt tânăr, Duhul Celui Atotputernic poate să-mi descopere ceva. Și ție vrea să-i sugereze, da, Dumnezeu poate să-ți vorbească ceva. Te-ai gândit la aceasta, Iov? Capitolul 33 este renumit pentru înșiruirea de modalități prin care Dumnezeu vorbește. De la versetul, să zicem, 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, atunci El le dă înștiințări și le întipărește învățăturile Lui, ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de loviturile sabiei. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese, carnea îi se prăpădește și piere, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii morții. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se coboare în groapă, am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui, se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor, îl lasă să-i vadă fața cu bucurie și dă înapoi nevinovăția. Atunci el cântă înaintea oamenilor și zice, am păcătuit, am călcat dreptatea, n-am fost pedepsit după faptele mele, Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă și viața mea vede lumina, iată! Concluzionează Elihu, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului, ca să-l ridice din groapă, ca să lumineze cu lumina celor vii. Ia minte, Iov, și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi, vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă, taci și te voi învăța înțelepciunea. L-a luat foarte tare pe Iov. Iov, n-ai sesizat că Dumnezeu vorbește și supranatural? Că El alege metoda prin care să se descopere. Între toate aceste metode este și durerea, este și suferința. Iov, trebuie să pricepi că Dumnezeu e mai mare decât tine, că Dumnezeu alege modalitate prin care să-ți comunice un adevăr, că ești păcătos. O face prin durere. De ce n-a răspuns Iov acestui tânăr Elihul? Poate pentru că a spus foarte multe lucruri bune, nu mai era nimic de adăugat.
Sau poate că eu l-a ignorat complet pentru că era prea tânăr și nu spunea practic nimic nou. Deși apărea ca ceva nou. Nu știm exact motivul, dar eu îndrăznesc să spun că aceste capitole intercalate între ultima cuvântare a lui Iov și cuvântarea lui Dumnezeu, care vine, după cum veți vedea, în capitolul 38, deci capitolul 32 până la 37 inclusiv, cuvântarea lui Elihu, de fapt este o pregătire pentru cuvântarea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a lăsat aceste capitole. Iov nu avea ce să răspundă pentru că știa că cele mai multe adevăruri spuse de Elihu nu au nevoie de răspuns. Sunt doar afirmații despre Dumnezeu. E ca și cum, Iov, am ceva să-ți spun să te pregătesc, pentru că Dumnezeu urmează să-ți vorbească. E o trecere, un preambul. Și Iov nu răspunde nimic, până când Dumnezeu începe să vorbească. Acum, cam acestea sunt variantele. Dacă ar fi să le iau și să le transpun în practică astăzi, sună o provocare, ca o provocare foarte serioasă, să știți. Fiindcă am citit multe cărți, interpretări ale acestui text biblic, perspective apologetice și filozofice despre suferință și rău. Teoriile sunt multiple, chiar între creștinii evanghelici. Avem mai multe perspective și interpretări de ce suferă cei drepți, de ce suferă cel neprihănit. Ați văzut tentativele prietenilor lui Iov. Dumnezeu, spre finalul cărții, afirmă că cei trei prieteni al lui Iov n-au vorbit așa de drept ca și Iov. Dar nu anulează tot ce au spus acești prieteni. El, Dumnezeu, sugerează că anumite afirmații ale lui Iov au fost corecte. Dar concluziile aplicate la Iov au fost greșite. Adică teoria aceasta a răsplătirii funcționează parțial, foarte rar, după opinia mea. N-a funcționat în cazul lui Iov. Accept de asemenea faptul că Elihu punctează un principiu important, că există la un moment dat în suferință posibilitatea ca Dumnezeu să ți se descopere în mod special. Să-ți vorbească direct sau să vorbească prin cineva, să te învețe niște lucruri sau să te pregătească pentru o altă etapă a vieții. Suferința nu trebuie privită întotdeauna ca ceva rău. Poate să se transforme într-un instrument în mâna lui Dumnezeu, pentru ca el să-și îndeplinească anumite planuri cu tine prin suferință. C.S. Lewis, un autor creștin, a scris o carte, Problema durerii. Este tradusă și în limba română, a apărut la editura Humanitas și vă încurajez să o citiți. Este o carte adâncă, cu o interpretare foarte nouă, interesantă, pe baza ideii că Dumnezeu trimite suferința pentru ca să-ți formeze caracterul. Și un citat din C.S. Lewis spune așa: Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre, ne vorbește în conștiința noastră, dar ne strigă în durerile noastre. C.S. Lewis spune că atunci când nu iei seama la anumite lucruri, Dumnezeu strigă la tine prin suferință. Mi-am extras însă trei
concluzii practice din această prezentare, și anume, prima dintre ele, mă refer la toți trei, sau incluzându-și chiar și pe Elihu și al patrulea prieten. Iată prima concluzie. Chiar dacă nu înțelegi de ce Dumnezeu nu răspunde, crede că Dumnezeu are răspunsul. Chiar dacă nu înțelegi de ce Dumnezeu nu-ți răspunde la întrebări, de ce suferi, adică Dumnezeu tace, crede că Dumnezeu are răspunsul. Credința creează spațiu pentru răspunsurile lui Dumnezeu. A fi înțelept nu înseamnă neapărat să cunoști, ci poate mai mult să crezi. Ai fost în atâtea încercări cu Domnul și nu te-a dezamăgit. Nu va face nici atunci când vei trece prin cea mai grea încercare. Ai încredere că Dumnezeu va răspunde la vremea potrivită. Când El va crede, nu când cer tu. S-ar putea ca anumite răspunsuri la suferințele tale să nu le înțelegi. S-ar putea ca anumite răspunsuri să nu te ajute. Eu sunt mulțumitor lui Dumnezeu că nu mi-a răspuns la toate întrebările mele. Nu m-ar fi ajutat cu nimic să știu dacă n-ar fi fost accidentul, dacă n-ar fi fost trădarea aceea, dacă n-ar fi fost imoralitatea aceea, dacă n-ar fi fost. Cu ce m-ar fi ajutat, spuneți? Unii dintre noi, să știți că nu sunt structurați, nu sunt pregătiți să ducă anumite răspunsuri. De aceea încrede-te în Dumnezeu că El are răspunsul, chiar dacă nu ți-l va da atunci când ceri tu lucrul acesta. Eu cred că Iov a făcut loc în inima lui pentru răspuns. Dar la început n-a fost pregătit să-l primească. De aceea Dumnezeu a tăcut mult. Au vorbit prietenii, dar n-a vorbit nimic Dumnezeu. Când Iov și-a terminat argumentele și când prietenii și-au terminat argumentele, atunci a început să vorbească Dumnezeu. Poate că va trebui să treacă zile, luni, ani, până când Dumnezeu va considera că ești pregătit să primești un răspuns. Nu fi dezamăgit că n-ai primit la timp răspuns. Încrede-te în Dumnezeu că El îți va da la timp răspunsul. Al doilea principiu sau a doua lecție. Chiar dacă nu ai răspuns imediat la toate întrebările, răspunsul va veni la timp. Amplific ceea ce deja am pregătit, și anume, noi suntem poate curioși să aflăm imediat un răspuns. De ce te-ai îmbolnăvit? De ce ai pierdut ceva? Nu putem înțelege toate căile din viața aceasta. Și nici căile Domnului. Biblia spune că căile Domnului sunt deasupra căilor noastre. Eu cred în intervențiile lui Dumnezeu. Dar cred că ele vor veni la timp.
discret, când hotărăște El. Multe lucruri ți se vor descoperi în timp. Nu e neapărat nevoie să ai răspuns la ele atunci când vrei tu. În planul lui Dumnezeu, El va face loc răspunsurilor. Dar uneori răspunsul vine în etape și nu tot deodată. Și când dă un răspuns, Dumnezeu integrează acel răspuns în planul Său. De exemplu, nu-ți va răspunde imediat că suferința aceea a venit pentru că ai păcătuit. Sau pentru că vrea să te învețe un principiu. În timp s-ar putea să primești astfel de răspunsuri. Dar cu har, cu mângâiere, cu gingășie. Când El va crede că poți duce un astfel de răspuns. Cred că există lecții de viață pe care le putem învăța numai prin suferință. De exemplu, să-ți faci ordine în priorități. S-ar putea să te învârți, să fii agitat, să fii robul urgențelor și să fii uitat ce e mai important, relațiile. Și ca să te învețe Dumnezeu să te oprești și să te uiți mai atent la cei de lângă tine. Va îngădui să vii în o încercare peste tine. Există de asemenea lecții pe care Dumnezeu vrea să ți le dea despre cine ești tu. Crezi că te cunoști suficient de bine? Unele lecții despre tine le vei putea învăța numai dacă vei trece prin suferințe. Pentru că atunci te descoperi cine ești cu adevărat. Vei învăța lucruri despre tine pe care altfel nu le-ai fi învățat. De aceea, chiar dacă n-ai un răspuns imediat, Dumnezeu ți-l va da la vremea potrivită, când vei fi pregătit să-l primești. Ai încredere în El. Și mai am încă un principiu, dacă vreți. Și acesta este: chiar dacă ai un răspuns parțial, nu uita că răspunsul final va fi dat sau va veni ca urmare a unei experiențe personale cu Dumnezeu. Când cerem răspunsuri la problema suferinței, de ce suferă cei drepți, de ce suferi tu, vei vrea răspunsuri raționale, să pricepi logic. Dar să știi că acesta este un răspuns doar parțial. E posibil să-l primești, dar răspunsul final va veni când vei avea parte de o revelație, de o descoperire, de o experiență directă cu Dumnezeu. Acesta a fost cazul lui Iov și asta a pregătit poziția lui Elihu. Vă amintiți că el apelează la Iov: fii pregătit, că Dumnezeu poate îți vorbește prin suferință, îți vine cu ceva, e o experiență, Iov. Poate Dumnezeu ți-a pregătit o descoperire pe care nu puteai înțelege, nu puteai avea decât atunci când sufereai.
Unii dintre noi cred că pot înțelege totul și că dacă Dumnezeu le-ar da explicit, rațional, niște răspunsuri, ar fi suficient. Nu este suficient să ai răspunsuri pur raționale. Nu este suficient să ți se dea doar sfaturi. Dumnezeul nostru nu este doar un Dumnezeu rațional care să vină să îți explice totul. Nu va face. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul revelației, Dumnezeul descoperirii. Cine are această experiență cu Dumnezeu nu va căuta răspunsuri pur raționale. Am întâlnit astfel de oameni care vreau doar să înțeleagă de ce. De curând, o soră în credință a trecut printr-o dramă. Singurul băiat pe care l-a avut, cred că avea 14 ani, a murit înnecat. Până atunci era prezentă la închinare, cu familia, foarte activă în biserică. Când a trebuit să treacă prin această pierdere teribilă, ca mamă mai ales, după încercare s-a închis în ea însăși, s-a izolat de biserică, n-a acceptat dialog, n-a acceptat rugăciuni, decât așa pur rațional. Și ori de câte ori cineva dorea să se apropie, să o încurajeze, să ajute să iasă din starea aceea, refuza, pentru că dorea să înțeleagă rațional. Vrea să primească un răspuns ea de la Dumnezeu, de ce? Și criza i s-a adâncit, pentru că nu vei primi astfel de răspunsuri. Unele zic, nu, oricum nu le vei putea duce. Și a ajuns rău spiritual. E posibil și pentru un credincios să treacă prin astfel de situații, prin astfel de depresii. I-am scris un mesaj să o ajut ca unul care am trecut pe acolo și n-a răspuns înapoi. Pentru că refuză orice formă de dialog cu cineva. Acum, înțelegeți care este aici lupta. Chiar dacă ți se dau niște răspunsuri raționale, ele nu sunt satisfăcătoare întotdeauna. Ele sunt doar parțiale, de moment, te pot impulsiona să mai cauți. Rațiunea în astfel de situații nu e ultima autoritate la care să apelezi. Trebuie să ceri o descoperire, trebuie să te aștepți la o revelație. Cum? Prin intensificarea relației tale cu Dumnezeu, a experienței tale cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L deranjează întrebările tale. Dacă ai întrebări, și pune-le. Cu acea specificație de care vă amintiți că n-ai voie să vorbești necuvincios, n-ai voie să-L ispitești pe Dumnezeu, să depășești anumite bariere. Dar caută-L pe Dumnezeu. Asta vedem la Iov. Iov n-a abandonat niciodată obiectivul lui să stea în fața lui Dumnezeu, să-i răspundă Dumnezeu însuși. Și în final Dumnezeu i-a vorbit. Teoriile umane, teoriile prietenilor, erau raționale, dar funcționau parțial. Pe Iov, de exemplu, nu l-au ajutat. S-ar putea nici pe tine să nu te ajute. Să-ți dau o carte despre problema durerii, da, cum văd toate religiile problema asta și tu să alegi o variantă care îți place. Crezi că te va scoate din depresie? Mă îndoiesc. Poate te va ajuta
Poate te va încurca mai mult, pentru că știți vorba aceea că fiecare răspuns naște cel puțin alte două întrebări. Și poate fi un cerc vicios când raționezi prea mult. Nu mai este loc pentru experiență directă, pentru revelație. Iov însă și-a încetat întrebările și a fost pregătit pentru revelație, pentru descoperire. Într-un anume sens, Iov, să știți că ne reprezintă pe noi, credincioșii Domnului, care trecem prin tot felul de suferințe și vrem să știm de ce. Și mintea noastră nu poate percepe totul, pentru că nu întotdeauna primești răspunsul căutat, potrivit. Doctrina retribuției are limitările ei, nu e standardul legii morale a lui Dumnezeu. E posibil ca Dumnezeu să vrea să ne învețe lecții mai mari despre viață și despre El. Nu prin a-ți da niște răspunsuri logice. Poate că El e pregătit să-ți dea o descoperire nouă. Ce zici? Poate că îți va da ceva ce ți-ai dorit dintotdeauna. Eu mi-amintesc că după o încercare grea de care am pomenit, la câteva zile, săptămâni, parcă am primit un nou dar de a mă focaliza pe oameni. Mi-am dat seama că până atunci mă uitam prin oameni și nu la oameni. Vorbeai cu cineva, știți acest sentiment, că l-ați trăit și te trezești că nu-ți vorbești, nu te focalizezi, nu ești atent la ce spune celălalt, ci așa, îl simți în preajmă. Și poate te-ai obișnuit așa, cu ai tăi, chiar cu ai tăi cei dragi. Și când am trecut prin pierderea aceasta grea, pentru o vreme am primit acest dar al pătrunderii, al focalizării, al concentrării asupra persoanei și îmi puteam să mă uit în ochii oamenilor, atent, să savurez fiecare vorbă, privire, față. Mă bucuram de relația cu omul, cu celălalt. Parcă puteam citi în sufletul unor oameni. Poate că Dumnezeu asta a vrut să facă cu mine. Nu să-mi dea niște răspunsuri raționale, că le cam știam, ci a vrut să-mi facă parte de o experiență nouă cu El. Deci, pregătește-te pentru asta. Chiar dacă nu înțelegi de ce Dumnezeu nu răspunde, crede că Dumnezeu are răspunsul. Chiar dacă nu ai răspuns imediat la toate întrebările tale, El, răspunsul va veni la timp, când Dumnezeu va dori. Și chiar dacă ai un răspuns parțial, da, dat de rațiune, de exemplu, nu uita că răspunsul final este dat de experiența cu Dumnezeu. Asta o face Dumnezeu cu credincioșii Lui. Nu o face cu toți oamenii, decât cu cei care și-au pus mai des mâna la gură și cu cei care au cerut dialog, au cerut descoperire, cei care n-au trădat relația și care au rămas credincioși Dumnezeului lor, chiar în mijlocul suferinței. De aceea privește partea aceasta a suferinței și s-ar putea să ai parte din ea.
toți cei care au trecut prin suferință grea, cu care eu am vorbit, mi-au mărturisit la fel, parcă toți îmi spuneau la fel, că au primit ceva în plus, că li s-a clarificat gândirea, viața, simțămintele, ca și cum lacrimile curăță ochiul. Suferința îți poate curăța sufletul. Și deodată vezi că trebuie să-ți faci ordine în viață și că relațiile sunt mai importante decât urgențele de fiecare zi. Că respirația celui drag de lângă tine și atingerea și proiectele împreună sunt mult mai importante decât cariera, banii. Suferința îți așează la locul lor prioritățile. Și dacă numai asta face Dumnezeu prin suferință, trebuie să te încrezi în El și să zici că a meritat. Nimeni nu dorește suferința. Noi nu suntem creați pentru suferință. Dar dacă Dumnezeu încăduie, crede că El știe de ce. Acestui Dumnezeu drept și înțelept să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin.